sângele mele și eu îl voi iubi pe el și voi veni împreună cu Tatăl și locașul îmi voi face la el. Este adevărat, iubiții mei. Pentru că în viața Sfântului Serafim de Sarov citim că înainte de moarte picioarele erau pline de puroi și de sânge și avea o durere nesuferită pentru alții și el era veșnic fericit și veșnic bucuros. Și l-au întrebat ucenicii: Părinte, nu te doare, nu? Ce durerea pe care o am este copleșită de Harul Dumnezeu care mă inundă și îmi dă putere. Deci iată, iubiții mei, că oameni care au păzit cuvântul Dumnezeu, și asta trebuie să facem noi, să păzim cuvântul Dumnezeu, pentru că vremurile sunt rele. Dumnezeu a întunecat mintea multora și nu mai știu ce fac. Și Dumnezeu le-a luat judecata. Și toți suntem disperați. Nu trebuie să fim. Pentru că Dumnezeu este Cel care în aceste împrejurări ne mângâie, ne dă daruri. S-a arătat Maica Domnului la o călugăriță care era în temniță. Și a zis: Maica Domnului, cât ți-am slujit eu ție? Ce caut eu aici? Soră, așa să știi, că prin suferință și prin răbdare vei câștiga împărăția lui Dumnezeu. Chiar Mântuitorul ne spune, prin gura Sfântului Apostol Pavel, care era supărat pentru faptul că intrase, venise un diavol la el și îl trântea de toți păreții. Și era supărat și a zis: Domne, ia Duhul acesta de la mine. De trei ori, zice, am rugat pe Domnul. Și a zis: destul îți este ție darul tău, căci puterea mea, adică energia lui Dumnezeu, care vine în noi, într-o neputință, se săvârșește. Adică